Fără nicio surpriză din punct de vedere al rezultatelor, alegerile pentru șefia APDL Prahova s-au desfășurat ieri la Plopeni. Gurile rele au început imediat să cârcotească, spunând că Roberta Anastase a ales această locație pentru a sta departe de inamicii de la Ploiești. Deputata a oferit însă o altă explicație. Nu s-a dorit a fi un mesaj politic faptul că noi desfășurăm această ședință la Plopeni, deși ar părea că ar fi. Dar nu este. Se desfășoară la Plopeni pur și simplu din rațiuni tehnice, în sensul în care toate sălile astăzi, înțeleg că e festivalul de teatru și toate sălile sunt blocate. Am încercat mai multe variante de date și sperăm ca dezbaterea prezidențială să o facem în Ploiești. Anastase a rămas la șefia organizației prahovene a Partidului Portocaliu, în ciuda faptului că în ultimele luni s-a tot zvonit că George Ionescu i-ar putea lua locul, fiind favoritul președintelui Vasile Blaga. Deputata a admis faptul că au existat tensiuni în cadrul partidului. Eu spun că e o perioadă foarte bună, perioada în care un partid se află în opoziție, dar în același timp trebuie să fiu onestă cu dumneavoastră și să spun că nicio trecere de la putere în opoziție nu se lasă fără urmări. Nu e o trecere ușoară, nu e o trecere fără asperități, fără tensiuni. Se întâmplă și noi am trecut prin ele, sper să mergem mai departe. Mai mult decât atât, președintele prahovean a subliniat faptul că aceste tensiuni au fost înlăturate. Vreau să vă spun că eu sper să fi înțeles, cel puțin marea majoritatea noastră, că e nevoie de un efort conjugat, în care funcțiile nu contează, în care, bun, contează să fii în conducere și fiecare dintre noi, până la urmă, suntem un vot. Dacă reușim să facem echipă, reușim și să câștigăm. Asta a fost întotdeauna cheia noastră. Să fie oare pace în PDL, George Ionescu a fost ales prin vicepreședinte al organizației alături de Horia Tiseanu, iar Mihai Apostolache a rămas secretar general.